Prin această lege se facilitează accesul tinerilor la finanțare, prin garantarea de către stat în procent de 80% din valoarea expunerii principale, prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și prin Fondul Român de Contragarantare a unor credite în limita unui plafon maximal de creditare de 40.000 de lei. Soluțiile de garantare propuse vizează și persoanele cu vârsta cuprinsă între 26 de ani și 55 de ani, în măsura în care acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau, după caz, efectuează cursuri de reconversie sau specializare profesională. Conform actului normativ, suma acordată poate fi suplimentată cu până la 20.000 de lei, în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării creditului. Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv pentru perioada de grație, o singură dată pentru același beneficiar. Ce mai pot să vă spun? Că destinația acestui credit este de a acoperi nevoile beneficiarilor, dar și familiile acestora privind educația, sănătatea, cultura, sportul, dar și de habitat. Printre cheltuielile eligibile, amintim, plata cărților, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate, plata creșelor, grădinițelor, școlilor particulare, a cursurilor de specializare, calificare, plata cursurilor de pregătire profesională, taxe de studii, inclusiv master, doctorat, MBA, plata chiriei, a cheltuielilor de întreținere și a utilităților, plata locurilor de cazare în căminele studențești, o parte din cheltuielile pentru construcția sau achiziția unei locuințe, iar programul urmărește facilitarea integrării tinerilor pe piața muncii.